Sigur, este pentru mine o zi foarte importantă să particip la această manifestație, manifestare, cum am zis, această manifestare a comemorării a 75 de ani de la marele protest anticomunist, cel mai mare protest anticomunist până la după 23 august. Ca să vorbim despre 8 noiembrie, ce s-a întâmplat, lucrurile sunt în general cunoscute, au fost scrise, s-a povestit, au fost atâtea lucrări care s-au vorbit despre ele, dar ceea ce nu s-a spus, sunt două lucruri, și anume, simt la acești semnista mea sănătății că stau în fața a două probleme opuse. Una, aceea protestului de la 8 noiembrie 1945, care s-a terminat într-un fel cu oarecare rezultate momentane care păreau favorabile, dar care s-au dovedit ulterior, așa cum susținuse Limaniu, că nu se poate rezolva nimic în timpul alegerilor fără anihilarea Ministerului de Interne. Mă gândesc, în primul rând, la următoarea chestiune. Știm evenimentele, cunoaștem amănunte, întâmplări din epoca lui 8 noiembrie. Dar nimeni nu a studiat ce s-a întâmplat în sufletul tineretului acelei vremi. Trebuie să știți că în 8 noiembrie 1945, la manifestație, cel mai mare număr l-au constituit tineri. Și tinerii, chiar nu numai studenții, dar tinerii elevi, ultimei clase de liceu. După toate datele statistice, se știe că peste 1000 de studenți și elevi au fost arestați în zilele lui 8 noiembrie, care au fost eliberați de treaptă, de tot, abia după luni de zile, în lipsă de motive, că nu exista niciun motiv ca să fi fost arestați pentru că participase la o manifestație. Dar trebuie subliniat această dăruire pe care tineretul și acest entuziasm pe care l-a avut tineretul în acea epocă și care este rezultatul unui lucru indiscutabil, rezultatul școlii românești de la Spiro Haret, ca fondatorul școlii românești, și până la venirea comuniștilor, școala românească a fost mereu într-o creștere și într-o dezvoltare absolut deosebită. De aceea, încă ani de zile după instalarea comunistului, serii întregi de profesori au rămas cu credința în valorile și obiectivele acelui tineret. Și care au luptat și au susținut cu
tot timpul regalitatea și pe regele Mihai. Trebuia să vă spun că în perioada noiembrie 45, toată lumea purta în piept un mic portret al regelui Mihai, ca un fel de era o fotografie mică încadrată într-un cerc metalic și care se vindea peste tot în București. Toată lumea purta acea fotografie a regelui Mihai. Și m-a manifestat asta pentru legalitate și pentru monarhie. A fost foarte puternică și în ciuda protestelor a intervenții brutale a comuniștilor, fie prin acele camioane care traversau piața Universității, piața Palatului Regal și ucideau cu pâte și cu drăgi tot ce întâlneau în cale, în ciuda acelor victime care au fost în noaptea aceea, în ciuda acestor lucruri, totuși tineretul a avut un comportament extraordinar și un entuziasm de nedescris. Acest lucru se spunează mai puțin în toate aceste scrieri, fiindcă toată această entuziasm și această bărbăție venea din educația pe care o primise în școlile noastre timp de la Unire până la război. Și de aceea, chiar după venirea comuniștilor, încă ani de zile, mulți profesori care au rămas în învățământ, au continuat și încă a mai existat ani de zile încă o școală românească foarte bună. Abia după în ultimii 3-4 de ani, când s-a dus și acea generație, a murit, școala românească a decrezut și a ajuns în situația care este astăzi. Cu tot felul de reforme, cu tot felul de... Și școala românească este printre ultime în Europa la ora actuală. Și prezenta la școli, iar școlile românești cum arată, să nu mai vorbim, fără closete, fără apă și canalizare, e ceva îngrozitor. Și când mai și auzim realizări că s-a făcut și ce mai sunt 1000 de școli de reparat, nu știu ce acolo, e foarte bine. Da, asta e genul de laudă cu care se fac guvernanții noștri. Deci, asta este o chestie care trebuie subliniată cu mare putere, încă școala a fost cea care a contribuit la crearea unității întregii generații a anilor 45. Generația 45 a fost o generație de sacrificiu în care mii de elevi și studenți au fost închiși și au suferit, mii de țărani au fost uciși și, în sfârșit, lucrurile sunt arhicunoscute. Documente sunt publicate, fundația Academiei Civică publică mereu documente despre aceste lucruri și bine face. Asta pe de-a parte, pe de altă parte,
În fața mea există un alt sentiment de după Revoluție, când în mod normal ar fost să ne eliberăm de adevăratele, să trăim într-un regim de libertate și de democrație, care, din păcate, a fost transformat într-un regim autoritarist. Dar gândim însă că avem datoria să constatăm că fata noastră este foarte gravă la ora actuală din cauza lipsei de unitate a noastră. Să nu uităm că dacă în patru, în are 2000, am putut să ajungem la guvernare, este datorită Convenției Democrate. Convenția Democrată este creația exclusiv a lui Corneliu Coposu. Datorită lui Corneliu Coposu am putut, în sfârșit, să câștigăm partida, care, din păcate, n-a rezistat pe moartea lui, fiindcă morbul acesta al urii și al întrecerii între unii și alții a continuat și continuă și astăzi. De aceea că este important să ne unim și să fac un apel la dumneavoastră cu toții, că cel mai important lucru pentru noi, care suntem și astăzi într-o situație foarte critică, dacă nu suntem foarte atenți cu ce facem, am putea să riscăm foarte mult. De aceea recomand să renunțăm la toate bătăile astea interne care se întâmplă între unii și alții, care au văzut cum a fost de pildă desfacerea Partidului Național Țărănesc, în diferite partide care nu au niciun rost așa unul fără unitate, și să încercăm să ne unim iarăși, să trăim într-o situație mai bună, ca să putem învinge Hidra comunistă sau Hidra roșie, cum se spune acum. De aceea fac un apel la toți cei de față să gândească foarte bine la ce. Și asta e recomandarea unui bătrân care la peste 90 și atâția de ani o face ca să vă amintească că trebuie că numai unirea face puterea și nu destrămarea și invidia și ura între sebe. De aceea, încă o dată, solicit să vă gândiți bine la ceea ce avem de făcut. Vă mulțumesc!